Bună ziua! În primul rând, noi vom avea prelua ATI-ul de la doamnele de la Asociația Dăruiește Viața marțea viitoare. Deci, practic, atunci se va încheia acordul nostru de parteneriat prin preluarea de către noi a ATI-ului. După care urmează așa numita inspecție, procesul verbal de recepție a lucrărilor, care este făcut împreună cu organele abilitate, de la primărie, de la inspectoratul în construcții și de la ISU. Și în câteva zile el este deja mobilat, este deja dotat, mai sunt câteva aparate care trebuie montate și pornite, teste s-au făcut, transformatorul este instalat, deci în câteva săptămâni eu zic că putem să internăm pacienți. Pentru ce patologii va fi destinat acest corp de ATI? Ținând cont de rata de cazuri COVID acum, probabil că vor fi majoritatea pacienților în COVID.